prezenta în seara de 23 decembrie, altceva decât un subiect legat de nașterea Domnului. Nu știu de ce, dar zilele trecute mintea mea a fost deviată puțin într-o altă direcție și mă gândeam dacă trebuie să predic pe subiectul ăsta, cum aș putea să fac lucrul acesta. Dar după aceea, gândindu-mă din ce în ce mai mult la subiectul acesta, mi-am dat seama că de fapt nu este chiar un subiect atât de neobișnuit pentru perioada de dinainte a zilei de Crăciun. Și să mă explic de ce, la ce mă refer. Voiam să vorbesc și vreau să vorbesc despre iertare. Și mă gândeam de ce este subiectul acesta potrivit pentru Crăciun. Vreau să vă dau doar două exemple. Unul este biblic, altul nu este biblic per se, însă eu cred că este biblic în esență. Gândiți-vă când magii de la răsărit vin la Domnul Hristos, la noul născut și vin cu darurile lor. Ce i-au adus? Aur, smirnă și tămâie. Aurul, un dar destul de frumos și cred că Iosif și Maria s-au bucurat. Sunt autori care justifică călătoria, posibilitatea lui Iosif și a Mariei de a călători până în Egipt după aceea, dar datorită faptului că aveau aur de la magii din răsărit. Dar după aceea vorbește Biblia despre smirnă. Smirna, aurul, apropo, este un simbol al lui Dumnezeu. Și apoi vorbim despre smirnă. Care era simbolul? Ce simboliza smirna? Dreptatea lui Dumnezeu. Credincioșia lui. Însă al treilea dar pe care magii îl aduc pruncului nou născut este tămâie. Un dar foarte neobișnuit pentru un prunc. De-abia se naște și îi aduci acestui prunc ca ofrandă, ca dar. Tămâie era folosită pentru îmbălsămarea celor decedați. Era o referință, aproape un dar profetic pe care magii îl aduceau acestui prunc. Nu știu dacă erau conștienți, însă semnificația acestui dar este profundă. Pentru că pruncul Iisus s-a născut cu un singur scop. Și știți care a fost acesta? Să moară. Vă gândiți, Maria, cam cum s-a simțit? Credeți că a înțeles semnificația acestui dar? Poate nu fi înțeles chiar atunci, dar doar câteva zile mai târziu se duc la templu să-l dedice pe pruncul Iisus și acolo îl așteaptă Simeon și îi spune Mariei, îi spune câteva cuvinte care cred că au urmărit-o toată viața, atâta vreme cât l-a crescut pe Domnul Hristos. Însă și inima ta va fi străpunsă de o sabie. Și mă gândeam cum pentru noi nașterea unui prunc este o ocazie de bucurie, de sărbătoare. Pentru Maria însă când te gândești că eu cred că au fost conștienți, pruncul nostru s-a născut, noi toți când avem copii ne așteptăm să aibă o viață frumoasă, să aibă un viitor strălucit, să ne uităm cum Maria se așteaptă, oare când va veni timpul ăla, când Domnul meu, când Iisus își va da viața pentru omenire? Al doilea exemplu de care voiam să, la care voiam să vă atrag atenția este o pictură, autorul este necunoscut. În acea pictură am să încerc să vă descriu, mi-ar fi plăcut să fie avut aici pictura aceea proiectată pe perete să o vedeți. Domnul Hristos, ca un toddler, poate 2-3 ani, cel mult, în vârstă de 2-3 ani, jucându-se pe podeaua atelierului tatălui său Iosif. Iosif, undeva în fundal, se vede cum lucrează la bancul lui, așa cum făcea în fiecare zi. Și lângă el, undeva în atelier, Domnul Iisus, doar de câțiva anișori, se joacă.
Și se joacă cu ce? Are în mână un ciocan și un piron. Și de undeva de pe o fereastră, lumina soarelui luminează încăperea și proiectează umbra lui Iisus pe podea. Dar umbra, când te uiți atent la umbra aceea de pe podea, nu este umbra unui copilaș, este umbra unei cruci. Domnul Iisus de-aia s-a născut, ca să moară. Predica din seara aceasta am intitulat-o în mod provocator și sper să vă provoace, să nu vă surprindă în mod neplăcut titlul. Titlul sună așa: Îți place de Dumnezeu? Și să mai explic. Ce este iertarea până la urmă? V-ați întrebat vreodată, eu am copii mai mici de câțiva ani, 9 ani, 12 ani, pun întrebări pe care noi ca adulți am uitat să ni le punem. Și asta este o întrebare pe care mi-au pus-o ei. De ce a trebuit Dumnezeu să facă ce a făcut prin Domnul nostru Iisus ca să ne poată ierta? Vă mai puneți întrebări de felul acesta? De ce a trebuit ca Domnul Iisus Hristos să vină, să moară, să trăiască? De ce toate aceste lucruri? De ce n-a ieșit Dumnezeu așa într-o zi pe veranda Lui și să strige la toată populația de pe pământ: sunteți iertați, vă iert. De ce nu? De ce n-a făcut lucrul acesta? Dacă aveți Sfânta Scriptură, deschideți cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 6. Acestea sunt probabil pentru toți de aici primele versete memorate în copilărie. Este rugăciunea domnească. Dar nu vreau să citim rugăciunea domnească. După ce Domnul Hristos îi învață pe ucenicii săi cum să se roage, după ce spune amin, revine la un fragment din rugăciunea pe care tocmai îi învățase pe ucenicii săi, revine la un fragment și dă câteva explicații. Capitolul 6, cu versetele 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru, cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. La ce fel de greșeli se referă Domnul Hristos aici? Despre ce vorbește? Sunt greșeli pe care trebuie să nu le iertăm sau situații în care suntem justificați ca să spunem: îmi pare rău, dar nu iert și e ok. Ați fost ofensați de fratele, de sora vreodată și ați spus: nu, cred că treaba asta e ok dacă nu iert. Domnul Hristos spune foarte clar: așa cum iertați, dacă ierți așa, tot așa vei fi iertat și tu. Dacă ai rezerve, dacă ai lucruri pe care nu le poți ierta, s-ar putea ca nici Dumnezeu să nu te ierte pentru unele lucruri. Care sunt lucrurile pe care avem dreptul să nu le iertăm? Niciunul! Vă mulțumesc! Acum întrebarea mea este următoarea. Dacă eu, ca om, mi se cere orice s-ar întâmpla în viața ta, oricât de rău ai fi ofensat, jignit, ești dator să ierți, dacă vrei să ai parte de viața veșnică, să fii iertat de Dumnezeu. Dacă mie mi se cere să iert în felul acesta, ce părere aveți dumneavoastră? Dumnezeu iartă altfel? Am să complic puțin situația. Studiem de ceva vreme la școala de sabat istoria lui Iov. Și mai acum câteva săptămâni am avut o lecție intitulată Judecata retributivă. Parcă așa spunea în românește. Ce înseamnă retributiv? Știi ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu, la un moment dat, va spune: va trebui să te pedepsesc. Nu știu, nu contează că credeți sau nu în iad, așa cum cred majoritatea creștinilor. Dar fiecare dintre noi avem așa o concepție că va veni
un moment în istoria Pământului când, când Dumnezeu va veni și ce se va întâmpla? Ai fost credincios? Foarte bine. Ești mântuit. Nu? Vei fi chinuit, vei fi omorât. Nu știu dacă dumneavoastră aveți vreo problemă cu ideea aceasta, ca Dumnezeu să fie cel care, practic ideea de retribuție, ce conține în ea. Și aș vrea să vă citesc o definiție. Dacă o mai găsesc, bineînțeles, pe aici, pe undeva. Justiția retributivă, meritată, bineînțeles, justiția retributivă este un sistem juridic bazat mai degrabă pe pedepsirea răufăcătorilor decât reabilitarea lor. Vreau să vă întreb, ce rost are ca Dumnezeu atunci când istoria Pământului s-a încheiat? Ce rost are sau ce rost ar avea ca Dumnezeu să vină și să pedepsească pe cei care nu i-au fost credincioși? Mie, când mi se cere să iert, zic, domnule, am iertat, nu am nevoie de niciun fel de restituire, nu am nevoie de iert, pentru că așa iartă Dumnezeu. Nu am nevoie, dacă îl iert pe fratele sau pe sora, nu am nevoie să văd că se chinuie sau că se... Nu am nevoie de lucrul ăsta, pentru că am iertat. Fie că relația dintre mine și persoana respectivă este refăcută, restaurată sau nu, eu n-am nevoie sau n-ar trebui să avem nevoie de lucruri de felul acesta. De ce are Dumnezeu nevoie ca la sfârșitul istoriei fiecare să-și primească plata? De ce este nevoie de lucrul acesta? N-aș vrea să complic prea mult situația. Aș vrea să vă citesc câteva pasaje din Sora White. Ce este... Și în special vreau să fac referire la moartea a doua, atunci când nelegiuiții vor avea parte de judecată și vor muri. Vor muri ce fel de moarte? Moartea a doua. Nu o să putem înțelege ce fel de moarte acești oameni vor muri dacă nu vom înțelege ce fel de moarte a murit Domnul Hristos. Când o persoană decedează, un medic legist trebuie să determine cauza morții. Să spună ce s-a întâmplat, de ce a murit persoana respectivă. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce a murit? Care a fost cauza morții Domnului Hristos? Nu, fizic. Care a fost ce... Mulțumesc. O inimă frântă. Dacă ați spune crucificare, era pe cruce, suferea și fizic, dar nu asta l-a omorât pe Domnul Hristos. Ceilalți și crucificarea în sine era un procedeu de a tortura oamenii, era conceput în așa fel încât oamenii trebuiau, cei crucificați, să petreacă zile, în unele cazuri mai mult de o săptămână, pe cruce. De ce? Pentru asta era scopul, să-i chinuie. Domnul Hristos n-a avut nevoie decât de câteva ore. De aceea, cu asta împunsă sângele, amestecat cu apă. Domnul Hristos nu a murit din cauza durerii fizice. Poate unii dintre dumneavoastră ați văzut filmul lui Mel Gibson, The Passion of the Christ. Și probabil că a făcut o treabă bună ca să portretizeze suferința fizică prin care Domnul nostru a trebuit să treacă. Însă nu aceea este ceea ce l-a omorât pe Domnul Hristos. Ceea ce l-a omorât pe Domnul Hristos a fost o inimă frântă. Separarea de... Aceasta este moartea a doua. Aș vrea să vă citesc câteva paragrafe din Ellen White, Marea Luptă, pagina 37. Atunci, ce este de fapt ceea ce distruge omul în moartea a doua? Vă sugerez că putem răspunde printr-un singur cuvânt. Slava. Slava lui Dumnezeu distruge pe om în moartea a doua. Ca și Israelul din vechime, nelegiuiții se distrug singuri.
cad din pricina propriei nelegiuiri. Printr-o viață de păcat s-au așezat atât de departe de armonia cu Dumnezeu, natura lor atât de alterată de păcat, încât manifestarea slavei sale este pentru ei un foc mistuitor. Așa se explică cuvintele când Domnul Hristos descrie scenele finale ale acestui pământ, vorbește despre oameni care vor striga la munci, la stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne, nu putem să suportăm prezența, slava celui atotputernic. Domnul Hristos, neprihănit în natura sa, fără păcat, Domnul Hristos a trebuit să facă, să stea în prezența lui Dumnezeu, apăsat de păcatele noastre a tuturora. Ăsta iarăși este un concept pe care noi cam greu îl înțelegem. Cum poate altcineva să poarte păcatul meu? Cum se poate lucrul acesta? Cum se poate ca eu să fiu apăsat de păcatul fratelui sau al sorei? Ca să înțelegem conceptele acestea, va trebui să înțelegem mai mult natura iertării. Aș vrea să vă dau câteva exemple. Să zicem că într-o zi vă vizitez pe unul dintre dumneavoastră și spun: uite, am și o nevoie de mașina ta, poți să-mi împrumuți mașina ta? Sigur. Și intru în mașină și fără să îmi pese prea mult de ce se întâmplă în jurul meu, dau cu spatele, lovesc în poarta de la casa dumneavoastră, stric și mașina, stric și poarta și zic: îmi pare rău, de părul rău îmi pare rău, dar cineva va trebui să plătească pentru paguba pe care am produs-o. Așa este? Deci ca lucrurile să fie restaurate, cineva va trebui să plătească. Ori eu, ori proprietarul dumneavoastră, va trebui să plătiți. Dacă ar fi să nu aducem în discuție chestiuni materiale, să vorbim despre lucruri mai profunde, să zicem că eu și cu dumneavoastră, sau nu vorbiți despre mine, sau nu ne... Gândiți-vă la cea mai dragă persoană pe care o aveți în viața dumneavoastră. Gândiți-vă că vă trădează în cel mai crunt mod. Că vă trădează încrederea atât cât nu se poate mai mult. Vreau să vă întreb, cine plătește pentru treaba asta? Poate să plătească cel care a cauzat durerea în sufletul dumneavoastră? Chiar dacă îi pare rău, chiar dacă se căiește, chiar dacă își cere iertare, cel care va avea de plătit, veți fi dumneavoastră, cel care a fost ofensat. Lucrurile acestea, dacă le aplicăm la Domnul Hristos, Domnul Hristos a venit și care era, ce altă alternativă avea? Plata păcatului este moartea. Separarea care o produce păcatul în viața noastră, între noi și Dumnezeu, este atât de profundă încât singur doar moartea poate să rezolve problema asta. Aș vrea să vă citesc câteva, un paragraf din un autor creștin, Dietrich Bonhoeffer, preot luteran, chiar înainte de, în timpul celor de-al doilea război mondial, a și murit, executat la ordinul direct al lui Hitler. Într-una dintre cărțile sale scrie următorul lucru, vorbind despre iertare: poverile fratelui meu pe care trebuie să le port sunt nu doar caracteristicile sale naturale și darurile sale, ci și în mod literar păcatul său. Și singurul fel de a purta acel păcat este prin iertare în puterea crucii lui Hristos, la care iertând sunt părtași. Ăsta este singurul lucru care ne face să ne asemănăm cu Domnul Hristos. Iertarea este suferința asemenea suferinței lui Hristos, care este datoria creștinului să o poarte. De aceea, când Domnul Hristos spune: dacă vrea cineva să mă urmeze, care este calea? Să-și ia crucea, să se lepede de sine și să mă urmeze.
Noi nu ne putem asemăna cu Domnul Hristos în cele mai multe, nu avem neprihănire. Însă când vine vorba de iertarea Lui, ne spune, vino, ia-ți crucea și iertând înveți să fii ca mine. Domnul Hristos a venit pe acest pământ pentru că era singurul fel în care Dumnezeu putea să ne recâștige pentru sine. Vreau să vă mai citesc încă vreo câteva cuvinte din Sora White, pentru că personal în ultimul trimestru studiind despre viața lui Iov și încercând să înțeleg cum lucrează Dumnezeu și cum funcționează iertarea, am încercat foarte mult să înțeleg subiectul acesta. Vorbind despre, de exemplu, despre moartea a doua a celor nelegiuiți. Cel ce pentru călcătorul de lege este un foc mistuitor, este pentru poporul său o cetate de scăpare. Aceeași forță, Dumnezeu, doar prezența lui Dumnezeu. Pentru cel care își pune încrederea în Dumnezeu, tu ești al meu. Eu sunt cetatea de scăpare și ceea ce pentru unii este cetatea de scăpare, pentru alții, un foc mistuitor. În timp ce Dumnezeu este pentru nelegiuiți un foc mistuitor, este pentru poporul său atât soare cât și scut. Marea luptă, pagina 673. Lumina slavei lui Dumnezeu care împarte viață celor neprihăniți va anihila pe cei nelegiuiți. În Hristos, lumina lumii, pagina 108. Cum se poate ca manifestarea slavei sale, caracterul său sau să cauzeze grade de suferință și în cele din urmă să provoace moartea? Chinul sufletesc sau agonia mentală este proporțională cu puritatea și sensibilitatea conștiinței. Ellen White chiar vorbește despre cazuri de oameni despre care dânsa spune că nici măcar au suferit atât de mult în viața aceasta încât nici nu vor mai fi înviați pentru judecată, chiar dacă nu vor fi mântuiți. Dumnezeu spune, au avut suficient în viața aceasta. Dar Satana, Marea Luptă, pagina 662, dar Satana și toți păcătoșii împietriți nu au conștiință. Ce te faci cu cei care nu mai au conștiință? Sau o conștiință care să funcționeze? Aceasta însă nu până când vor încerca să cucerească orașul sfânt, după cei 1000 de ani, când vor vedea în sfârșit acea scenă panoramică. În acea scenă le sunt arătate toate evenimentele istoriei Pământului care au de a face cu mântuirea omului și nevoia lui de mântuire. Îl văd pe Hristos pentru ceea ce este cu adevărat, cât de iubitor este, cât de mare este și văd prin comparație cât de răi sunt ei. Și suferința aceasta este exact suferința pe care Domnul Hristos a încercat-o. Atunci când noi suntem față în față cu Dumnezeu, fără un mijlocitor. Hristos a simțit agonia pe care păcătosul o va simți când harul lui Dumnezeu nu va mai mijloci pentru această rasă vinovată. Hristos, lumina lumii, pagina 753. Cuvintele Domnului Hristos, nici nu începuse calvarul pentru el. Și rostește cuvintele, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. De ce oare? Domnul Hristos nici măcar nu începuse procesiunea. Nu. Sufletul lui era cuprins de o întristare de moarte. Pentru că deja era... Domnul Hristos a venit să moară nu doar pentru ca noi să putem fi iertați. A trebuit ca să moară, ca noi să... Domnul Hristos ca Dumnezeu a trebuit să treacă prin asta pentru că aceasta înseamnă iertarea. Dacă, nu știu dacă puteți să acceptați exprimarea aceasta, Dumnezeu a avut nevoie să moară. Nu pentru că putea să fi spus mi-au de mâna de pe ei. A ținut atât de mult la noi. Ne iubește atât de mult.
încât a ales să treacă pe acolo. Este timpul Crăciunului și putem să venim la Iesle cu multe daruri. Însă să nu uităm de ce Domnul Hristos a trebuit să vină. Pruncul acela nevinovat, inima străpunsă a Mariei, a fost doar începutul unui plan pe care Dumnezeu îl avea cu neamul omenesc. Și aceasta a fost iertarea noastră. Este un dar pe care nu-l putem prețui de ajuns. Ca Dumnezeu a venit pe pământ, a luat trup omenesc ca să ofere mântuire nouă. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră în acest sabat și rugăciunea mea este ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în zilele acestea cu dorința aceasta de a ne împăca cu Dumnezeu, de a-L accepta, de a accepta sacrificiul Său, jertfa Sa, pentru că acesta este lucrul cel mai important. Ce i-ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Ne așteaptă o răsplată mare, viața veșnică, și suntem binecuvântați. Dumnezeu a făcut mai mult decât a fost necesar ca noi să avem iertare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și în acest sabat, rugăciunea fratelui Dăneață să se împlinească cu adevărat. Să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că El este aproape. Amin. Când Domnul Iisus Hristos a născut la Betleem, nașterea Lui vorbește ceva despre iertare sau nu? Ne iertase sau nu ne iertase? Dacă nu ne-ar fi iertat, s-ar fi născut? Dacă nu ne-ar fi iubit, ar fi venit? Mulțumim pentru că prin harul lui Dumnezeu Scriptura leagă între ele lucruri veșnice. Pruncul este privit de omenire simplu, ca un eveniment al nașterii. Iisus Hristos nu este doar sărbătoarea nașterii. E într-adevăr sărbătoarea iertării, sărbătoarea împăcării, sărbătoarea venirii Lui cu noi. Din cauza asta, vă invit să cântăm împreună cântarea numărul 94. Iisus, ce mult Tu ne-ai iubit, mai mult decât orice. Simțiți-vă prețuiți de Dumnezeu și de oameni. Thank you.
O să invit pe cineva să mi se alăture pentru rugăciune în clipele care urmează și o să-l surprind pe Artur cu rugămintea de a veni lângă mine. Tată bun, venim în această seară să-ți mulțumim pentru mesajul tău pentru noi. Amin. Îți mulțumim pentru că tu ne-ai iubit atât de mult și te-ai jertfit pentru noi și ai dat totul pentru noi. Amin. Îți mulțumim pentru zilele acestea și pentru ocazia de a ne aminti jertfa ta de pe cruce. Amin. Și jertfa Fiului tău. Amin. Te rugăm, Doamne, să fii tu cu fiecare dintre noi când vom pleca de aici și mesajul pe care l-am auzit în această seară să rămână în mintea noastră nu numai pentru o seară, ci pentru o viață întreagă. Amin. Ajută-ne să fim exemple de credincioși și de creștini în lumea aceasta și în societatea în care trăim. Amin. Fii tu cu noi și ajută-ne ca și mâine să ne întâlnim aici cu bine și să aflăm, să auzim noi mesaje și să ne încurajăm prin ceea ce auzim. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin. Amin.